Noi vom povesti bancuri și anecdote aduse și traduse de prin toate țările lumii. Avem bancuri bune, dar avem și de cele nebune. Avem o rugăminte la dumneavoastră. Alungați copiii care încă n-au 16 ani și babile și moșnezii care au mai mult de 60. Vă dorim audiție plăcută. Ascultați și vă hleziți cu noi. Merge nunta, oaspeții în gradă. Unul din oaspeți strigă: „Ei, care n-o dormit cu nireasa?” Unul s-aproche: „Eu.” „Dar tu cine ești?” „Eu sunt Mierle.” „Dă-te într-o parte, tu ești mai dovedești.” A murit un moșneag, albășeu tăți, jeli, nevoi, lunări. Tăți mergeau pe drum, ajuns și-o intrat și în biserică. Ei, bășitură și acolo, popa ține slujba, dar de casă la mort i-a intrat un șoarci în pantaloni. Ei, șoarcile au început să nădușă, nu cât poate să stai acolo. Până la crași era departe, curăua era închisă, vroia să iasă afară și să mușe prin borta la prohap să iasă prin tribuni. Și tot dădea cu nasul în sus, tăți se uitau, s-o spăreau și nu au înțeles și chestia. Cum își deu e așa, o cumătră începe a băși: „Of, cumătră, și să știe că omul-i mor, dar treaba-i zeie.” Dar alta spune dintr-o parte: „E, taci, cumătră, că n-ai dreptate, la mine omul-i ziu, dar treaba-i moartă.” Merge troleibusul, unghisuială, nevoie, gălăzie, scalca picioare, rupe buznarele. Un om îi spune la o babă: „Mătușă, scoate-ți, te rog, umbrela de la mine din fund.” Dar baba spune: „Mai om bun, nu pot mai să mă crez că e la mine s-o deschis.” Merge o patrulă de polițiști pe un oraș. Mergeau ei și la întâmpinare vine o femeie tinerică, așa. Aiștia o opresc: „Mă scuzați, doamnă, domnișoară, cum sunteți?” „Doamnă.” „Doamnă, de ce încălcăm ordinea pe oraș?” „Dar ce ordine? Ce-am făcut eu, băi băieț?” „Cum ce-ai făcut? Ia uite că îmbli coțeți afară.” „O, doamne, am uitat copchelul în rutieră.” Pe vremea războiului a rămas un neamț de regiment. L-a apucat noaptea pe drum, cum merge pentru un sat moldovnesc, și bătea la o poartă la o babă și o moșneag. A ieșit baba, a ieșit moșneagul. Nu înțelegeau și vrea neamțul. Ei, până la urmă tot și-o înțeles că el vrea să rămâie să doarmă la dâns. Ei, s-o dus, el l-a pus acolo mâncare, o mâncat. S-o culcat ei pe laiță, mai mult n-aveau paturi. S-o culcat neamțul la perete, baba în mijloc și moșneagul la margine. L-au apucat de noapte, se trezește moșneagul și aude hăr, hăr, hăr. Și să și... „Fa, babă, și mei?” „Și-o îmi pare nie că neamțul te-n hamă.” „Apă așa și mie îmi pare.” „Dar puțin ceva și tai.” „Dar puțin tu și eu, înțeleg bine îmi țește.” Merge Petca și Vasile Ivan și în tren. Noaptea dorneau. Vasile Ivan își dornea pe primul iarus, Petca dornea sus. La o cotitură s-aude „Zdu-du!” Vasile Ivan își spune: „Petca, și-a ochicat.” „Știu, mă, eu. Dar și așa greu. Ap eu sunt trânsul.” Vine leu de la sesie, vine prin pădure să uită, să vadă cum animale. „Ta colombarda, tăte animale, care își cu cine se frecau, care se ucideau, care se drăpănau.” S-a înervat leu, îi grămădește puteți și le spune: „Tac, de azi înainte să nu văd eu niciun fel de nebunie, iaca din momentul ăsta, tăți să aleagă pereche și să însoare, să fac familie. Sio!” Ei, ocazul e ocaz. S-au ales toate animalele, care bursuc cu o animală, pasăre cu ceilalte, ceia cu ceilalte. Mai scurt, s-au împrăștit tăți, au rămas la urmă iepurile și girafa. Să uite la așa la dânsă, ce să fac? Leu dat comandă, trebuie să o îndeplinească. Oare n-ai girafa de coadă și aia acasă? Leu peste o lună de zile face o comisie să vadă fiecare care și cum trăiește.
ajuns rândul și la iepuri. Între leu cu comisia când se uită, iepurile ai ghețține picioare, slab, Doamne ferește, și cu tine, băi, iepuri. Așa e cu mine, ia că era fainantă, eu trebuie să mă sui sus, o pup, sau să mă dau jos, să o înhăm, și apoi iară sus, și așa de 3 ori pe noapte, și asta e viața. E mai scurs s-o dus, ei o uita de chestia asta, peste vreo jumătate de ani, se întâlnește întâmplător leu cu iepuri. Iepurile, grăsuț, frumușel. Băi, iepuri, tu ești? Eu-s. Dar și cu tine, nu te cunoșteam de slab, dar mă ești gras și cu tine. Ei, băi, girafa-i girafă. Eu mai prins la minte. Dar mă e mai ușor. Dar mă ia unii pup, acolo-și frec. Se duce țiganul la doctor și-l întreabă pe doctor. Tovarăș doctor, ce să fac am atâția copii? Spune-mă tare, poate știi vă mie tot ceva, că tare smut și vor tăți mâncare, dar n-am bani. Băi, țigane, dar de ce tu nu te folosești, băi, de prezervative, măi? Ți-ai pus un prezervativ și fă-tu cât ai face, că nu mai prinde țiganca ta. E, zici-mă tare, tovarăș doctor, ia spui-mă tare un prezervativ pe limbă și să mănânci un borș, așa e când a să aibă gust. Merge baba pe drum, cum merge ea să uite într-un băltoac cu apă și de unul bat, tuflă, frig, iar acolo își de face bălbuși, ia să aproche și-o ție de umăr. Scoală, băi, om bun, scoală, băi, că-i sărășești. Aici sta, Iena. Dacă eu nu-s Iena, băi, eu-s Frosa. Scoală, băi, scoală, om bun, aș dori, nu-i nimeni. Scoală, băi, Iena. Dacă nu-s, eu nu-s Iena, eu-s Frosa. Scoală, băi, om bun, du-te acasă la femeie, măi, că-i să îngheți, ai să răsești, măi. Iena, hățiura. Trec tinerii comisia că se iei la armată. Trec toate cabinetele, treci țiganașul, l-o luați pe dânsul, ajungi la dermatolog, între țigară. Și ai de suit la doctor, doctorul îi spune, țigane, ridică maica. Țiganul, ridică maica. Țigane, dă-i chiloță în jos. Țiganul, dă-i chiloță în jos. Țigane, belește treaba. Ei, tovară doctor, bilește-mă tale că eu țin maica. La o discotecă, un tânăr invită o domnișoară la dans. Dansează, dansează, dar mă cât poate stacă, vrea să spui și el ceva. Auzi, domnișoară, mă cred chiar că eu găsesc tăt la tine. Ei, chiar găsești tăt? Da. Ia că ea găsești ceva despre mine. Ia ca pot să-i spun că tu n-ai cheloți pe tine. Hei, dar de unde știi? Ai mătreață pe baza noi. Vara pe un deal, păște un băhai și un jițel. Dar vale și de turma cu vași. Jițelul tot sărie pe împrejurul lui tațu. Tătăi, tătăi, hai să o înhămăm pe cei roșii. Mănâncă, băi, buruian și tași. Aici iar, tatăi, tatăi, hai să înhămăm și-i tărcată. Mănâncă, băi, buruianu, e paște ca lumea și dă-ți drumul de vale și tașe. Tatăi, tatăi, hai să înhămăm și-i neagră. Băi, mâncăm încetșor, ne apruchem de dânsele și înhămăm toată șereada. Și-a de furnicoi în bortă și aude gălăzie, trupăitură, fugeu. Scoate capul din bord, se uită afară, bă, Doamne ferește, colbă, raie, fugeu toate animalele, Doamne ferește, nu știe. S-a apropiat el de bursuc, așa la tot fugeu, bă, și fugiți, bă, unii vă duceți, bă. Dar bursucul, dacă acolo la mijloc pădurii, elefantoaica un nimerit între 3 crași de copac și nimeni nu o poate scoate. Asta nu așteaptă mult, când se rupe de fugă și asta, dar bursucul de urmă strigă, da tu unii fugi, bă. Dar și eu nu-s mojic? Învățătoarea la lecții pune sarcină elevilor să alcătuiască o propoziție, cuvintele posibil și imposibil. Toți elevii ridică mâna, fiecare spune cuvinte de celălalt, imposibil celălalt, posibil celălalt. O spus tot clasa,
La ajuns rândul și pe Vovca. Se scoală Vovca, se uită la învățătoare și îi spune: Maria Alexandrovna, aseară trecând pe lângă cabinetul directorului, m-am uitat în borta cheii și v-am văzut pe dumneavoastră cu chelea. Posibil și făcut dragoste cu dânsul, imposibil și făcut treaba mare la director în cabinet. La o discotecă s-a aproche un flăcău de o fată mare, de o padrugă. Ei s-o treacă acasă și o invită la dânsul. Dar e spune că nu, că ia ca mama nu nu-mi dă voie cu lâncoase. Hai, las că tăta și ghin, eu n-am să te obișnuiesc cu lâncoase. S-a dus ea acasă, pațanul s-a apucat de capul ei, să-i dăie, să-i fac treaba mai scurt. Amuia scoate treaba și o arată. Dar ea spune că nu, că mama mi-a spus că e foc, că nu dă voie, că una alta. Dar el: apă, eu am o sasiscă și să o prăjim. Mai scurs o chinuită tătă noaptea, a venit el la oară 5 dimineața acasă. Măsa: unde ai fost, idiotă? Unde ai fost? Te-am cătat, am retrăit tătă noaptea. Unde ai fost fără voia mea? Cât te mănâncă, mă? La un băiat am fost. Dar eu cu tine ce-am grăit? Eu i-am spus că-i foc, că-i foc, dar el a zis că are un cărnaț, o sasiscă și s-o prăjim. Ce? Și am prăjit-o tătă noaptea și dimineața am gustat-o și tot crudă era. Într-o gradă noaptea s-au grămădit vreo 6 bărbați, fumau câte o țigară, chileu, beau gin, spuneau anecdoate, râdeau. Mai scurt s-au cipit iteț, unul s-a pornit acasă. Drumul trece prin țintărim, el merge prin tuneric, se închidica de o cruce, de o mărmânt, chica pe jos și-o chicat într-o groapă de mort făcută nouă. S-a mușit el, el mititel, s-a mușit, țiasă, sărie în sus, sărie, groapa înaltă, 2 metri, nu mai putut. S-a făcut covrig la mijlocul grochii și-o adornit, cam îl mâncau țânțarii și fără ei. Tot din o gradă aselantă vine alt bețăvan pe știu o jumătate de ceas. Dar așa la o leac mai treaz, mai nu chica și el în groapă, dar o oculit-o. Când s-o oculească, observă că ceva se nișcă în groapă. Să uite el, să uite, așa lasă măcoșă, al mâncau țânțarii, să drăpăna, să scărchina. Asta se uită la dâns, se uită. Ce, ți-ai frig? Da. Dar știți gropa, dar mărtășuni și ești. S-au întâlnit doi tineri, vreo 5 ani, ei cu minți, amândoi liniștiți, băieți de treabă. Ei au venit rândul să facă nuntă. Au făcut ei nuntă. Ei, el, mă rog, băiat educat, să facă dragoste după nuntă. Ei, în prima seară erau ei obosiți, hai a doua seară. A doua seară n-au putut, că era calea. Într-a treia seară, o cheamă el în dormitor, s-o dezbracat-i, se dezbrac și el, dă-i celoți în jos să vadă, știe ceva despre treaba asta sau nu știe. Și arată: ce e asta? Asta e consoriel. Cum consoriel dacă e coșcojent și tori? Abu la vasea e tori, dar la tine e consoriel. Un țigan a furat o găină din piață, el și stăpânii s-au dus la poliție și s-au jăluit chiar ca țiganaș și albintel ne-a furat găină și n-ar putem găsi. Aici, după dânsul, fugeau după țigan, dar țiganul ies afară și se vâră sub fusta la alt țigancă și șede. Vine polițaiul: n-ai văzut un țiganaș mitel? Încolo, încolo s-a dus, ia ca încolo s-a dus. S-a dus miliția, i-a prăpădit, ies țiganul sub fustă și întreabă baba: auzi, mătușă, dar ce-ai matale acolo sus, negru? Și-am, și-am, un mător. Dar de câți cai puterii mătorul? De 12, eu știu. E, mătușă, mă tin că a murit un cal, tare mai pute. Stau doi țigani de marginea drumului și opri o mașină. Nu vreau să oprească nici una, a doua, a treia, nici una nu s-o opri. O hotărât ei, dacă mai apare o mașină, să se culce în mijlocul drumului.
așa și-a făcut. Să uită de departe un gazon, i s-a culcat în mijlocul șoselei, așa l-a dat signal, nică, ei nu se mișcă. Să dă jos, Dumnezeie, sutuie, la ușii gane, să-i pălească. Auzi, te rog, bădică, du-ne până satul vecin, că nu avem bani, dar noi a să ne răsplătim cu matale v-o dat și-o dată. Băi, unii să vă iei, băi, și nu vedeți chios cu femeia, mai multe locuri nu-s. Auzi, bădică, zvârne-ne acolo în cuză, cu noi stăm culcați, n-a să ne vadă nici. Băi, dar dacă mă oprește poliția, dar noi n-a să scoatem capurile afară. Bun, suiți în cuzov, acolo este un birezânt. Vărăți-vă sub dânsul și să stați chitic, dar vă găsăște poliția, nu și vă fac. Bun, așa și-o făcut. S-o vărăte sub berezând, asta se pornește și zice la femeia să se ia. Vezi ce bătaie le fac eu, omul. S-o oprește peste 300 de metri, ies afară și greie singur. Bună ziua, bună ziua. Capitanul Ungureanu, unii vă duceți actele la control și arătați ce aveți în cuzul. Controlează actele, să uite el tot singur, să fășe. Dai și ce aveți? Două valuri de tol. Ia-mi să vedem. Pune mâna pe rucoiatcă și când trage două la țăgan pe șele, așa ești de ochitic. Să sui în cabină, zăvădește mașina și mai departe. Peste 200 de metri iar se oprește. Bună ziua! Bună ziua! Sergeant Croitoru, ce aveți în cuzuf? Două valuri de tol. Ia-mi să vedem. Iar pune mâna pe rucoiatcă, iar clar, poc, li! Țăganii și ochitic. Mai scurt, până ajuns în sat șala, i-a oprit vreo 4 ori, dar mă s-a prochit de sat, mergeu ei în mașină și asta din urmă iese de sub berezând și bate în sticlă. Ce vrei, băi, ce bați? Auzi, bădică, dacă te mai oprești mientul să le spui că duci sticlă cu un val de tole mort. Un bărbat s-a săturat de viață și-a hotărât el să arunce cu capul în jos de la 16-lea etaj. S-o suite pe clădire, sare și striga. Dar pe la 4-lea etaj, observat pe fereastră, o femeie cu chelea. Și cum striga așa. Merge Pietca și Vasile Vanci prin păduri, cropsâți de foame, rupți hainele dărâmate, cum ne-au fugărit belogvardiștii, flămând, s-o rătășit, o mărsi cât o mărs, găsesc două linguri de aur. Să uite la dânsle, ei și spun, Pietca, tu ai buznari? N-am că-i rupt. Eu tot n-am. Zvârle, dracu, dacă n-avem ce mânca. Zvârle linguri, merg mai departe, prin crân, iar, flămând. Când intri la mijlocul pădurii, în buruian găsește o castrulie cu zamă, șerbinte, caldă. Să uite, nu-l vine a crede, de unde s-o luat? Flămânț, dă să mănânci. Nu cum să mănânci, cu mâlnișele arăpănoase. Pietca, eu sunt nacealnic. Da, Vasile Vanci. Eu ți ordon, du-te și adă lingurile să avem ce mânca. Asta o rupe de fugă, fuge, el fuge, ajunge pe la jumătate de drum și se gândește. E, dar eu până vin cu lingurile, el ar să mănânci tătă zamă. O rupe de fugă înapoi, ajunge la zamă, să uite Vasile Vanci doarme, castrulea așa de plină înapoi. Ei, se duc iar înapoi, precis ca să scoale Vasile Vanci și a să mănânci tătă zamă. E, dă să o mănânc eu, dă-l în pleaș. Mănânc el, mănânc cu mâna, sorghește, pune castrolea la gură, când se uită la fund, un rahat. Ei, s-a făcut greață, vars tătă zamă înapoi, împlă castrolea cum a fost, dar Vasile Vanci așa, cum dornie, deschide un ochi și Pietca, ai dat tot de dânsul? Într-o ciucșa în magazin de televizoare s-a apropiat de vânzător. Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-vă rog, dar televizoare în culori aveți? Avem. Dați-mi unul verde! Doarme bărbat cu femeia în pat. La vreo 3 de noapte strezesc cum cu viță scroafă. Fată mâncare i-a dat? I-am dat. Șapă i-a dat? Șapă i-am dat, măi! Dar ce vrea, măi, tu-i dumnescris să mă amic, dacă nu o omoră, măi, apă, nu știu. Tot ce vezi ce vrea. Se duce, vine înapoi. E, dar păi ei roșii, măi, la astian. Apoi, cată zier, hai, uite. Și ce să facă, măi? Las ca să o dăm în dimineață. Cum să o dai, măi, că e trebuie să o dai în timp de 7 ceasuri, dacă nu, a moia, pe urmă, n-as mai cade. E, scoală el, dumnezeind. Îi dă femeie 50 de lei, zăvădește motocicla, pune scroafa în calească.
s-o duc în satul vecin la cumnat, s-o dă la zir. Merge, el ajunge în vârful dealului, se gândește, băi, dar pe de 50 de lei, eu mănânc un șașlăc în piață, pune scroafa jos, îi dă foială el singur, o pune înapoi în călească și se duce acasă. A doua seară, fix așa ești istorie. Scroafa în călească, se oprește în vârful dealului, o hamă, iar înapoi acasă. Așa tot săptămână. Când duminică dimineața, strezesc ei pe la ora 12, băi, mă tin că a murit scroafa. Dar ce cu tine? Nu s-a auzit toșnă, ia duște și uite. Duși vine femeia s-a răzând, și te râzi la proastă, și cu tine? Du-te, mă, repede, că scroava a pus șleomul în cap și te așteaptă în călească. S-au întâlnit doi prieteni, unul dintre ei era cam și pleacă. Aici l-am întâlnit întreabă. Cum e, Vasile? Cum e fost la padrugă și ea? Ia-mi povestește. I-am fost, băi, și ghini era, băi. I-am spune și cum e, hamată, cum ia. I stai, spune-i, mă, la dânsa. Să iau o zis, că-i place când plouă afară. I dă de unde eu să iau ploaie, că afară soare. Vârlim cu ligheanul apă în sus. Asta ghini era, e să răghe, doamne, firieții. Băi, spune-i odată, i-ai făcut treaba sau nu? Stai, spune-i, că eu zic că iubieții-ți ploaie, dar stuni. Ei, de unde eu tuni, zi? Trântem două cioare în ligean, să zvârlem apă cu ligeanul sus. Asta e ghini, să râdie, băi, asta e ghini, era. Băi, tu m-ai zacalibit. Băi, spune-i, făcut treaba, băi, sau nu? Ai hamat-o? Stai, băi, spune-i, și mă grighește-i. Eu zic că iubieții-ți ploaie, dar ploaie cu ceatră. Adiuni, eu zvârlem un pumn de orez în sus, zvârlem apă, dădem cioare în ligean, asta e ghini era, ne râdem amândoi. Băi, prostule, spune-mă, ai făcut ai treaba sau nu? Ei, dar cine mai freac pe asta pagodă, băi? Într-o unitate militară, la miez de noapte vine o comisie. Vă doi generali, vă trei colonei, se uitau cum dorm soldații, controlau. Saprochii de serviciu pe rotă, companii, un general și-l întreabă. Domnule sergent, voi și n-aveți apă? Avem, domn general. Săpun aveți? Avem. Dar uite și putoare de colțuni în cazan. Voi și nu vă spălați cioarele înainte de culcare? Să ne scuzați, domnul general, dar la noi cioarele cresc din fund. Vara la mare, soare, odihnă, copii, baloane. Tăz scaldau frumos, veselie. O fată se dădea cu schiurile pe apă, o trăge matorna elotca sau cum spune. Aștia se uitau, o admirau. La un moment dat, padruga scapă fringhea de mână. Și când se uită aștia, te numai lâjile se vedeau. Doi bărbați cum stăteau pe malul mării, răb de sar să o ajute, să o scăpe, să nu se nese. O caută ei, să dădeau cu capsa, nu o găsăm. O cătat-i vreo jumătate de ceas, totuși o găsit-o ei la urmă, o scot la mal, unul îi sufla în gură, dar altul îi făce răsflare răsceală. Îndoie, destoie, mâinile, va pasa pe chept. Hai să damă s-o sătura, damă îi sufla în gură și îi spun la ajutant, auzi, ce? Și-o tot pare nici cu padruga asta, îi pute din gură. Apăuci eu că noastră era cu lâjă, dar asta e cu canioașă. Pe un drum de țară merge o căruță, cum ești de voi. Merge și-l întâlnește un șef cu papcă subțoară. Hai stă, și stie om bun. Hai, ia mă, dacă nu ți-e greu, să sui în ceale cu căruță. Grăiesc le despre una, despre alta. Dar mă tale și ești. Dar eu ia că de azi înainte să lucrez la voi la primărie. Ca un fel de clien comparti ceva ești, da? Da, da, cam așa ceva. A, și iară mai grăiesc, eu nu știu ce, mai grăiesc. Aici îi zda voi eu, îi spune lui ăsta, nu naceanic. Ia uite voi la calul eu și mama de citorii s-au sculat. Ei, moșneze, aici nu se cheamă așa, aici se cheamă Cilien. Cum ai? Cilien. Ia dă-te jos. Dar și moșneze, ce s-a întâmplat? Dă-te jos! Ori tu, ori treaba calului. Tot o treabă sunteți.
член компартии, член компартии. И жос дуть. S-a dus șoarșile pe deal, să strângă niște grâu, să aduc ceva la copii acasă, la femeie, de mâncare. S-a dus el, umblat, o căutat, nu o găsut nică. Venind acasă, l-a apucat ploaia. Găsește un prezervativ pe marginea drumului, se văr în trânsul, se leagă la gât și merge, vine acasă. Ajunge în prag, bate în ușă, femeia se deschide ușa când se uită. Idiotule, iar ai cheltuit banii, n-ai adus copiii mor de foame. Mâncare n-ai adus, dar banii ai cheltuit și te-ai luat plaj de chele. Vine un om la doctor și să jelui, tovară doctor, nu știu ce-ți fac. Ultimul timp mă înghemplă în fund, mi-e rușine, dar nu știu, nu mă pot apleca. Doctorul, ei și, dezbrac-te, dă să ne uităm ce ai acolo. Se dezbracă mujicul, leagă de chiloțe, desfă-i bușile, să uită. Ei, dar pe unde tu ai două flori aici, ai, doi trandașiri, știți cu dânsle? A, doctor, eu am uitat asta pentru matale. Doarme baba cu moșneagul noaptea în pat. Când se scoală, baba, trebuie să arești prin somn. O răcânie totodată, moșneagul, și cu tine faci, și Dumnezeu cu tine, îi faci crunșe. Of, măi, of, am gisat un gis rău, nu știu ce azi și, nu știu, cineva de noi azi moară, cred că eu știu. Dar ce gisat, vă spune-vă? Ei n-o spun până la trei zile, că mă tem să nu se împlinească. Ei, hai, vă spune că n-ați și nică. Ei, parcă mergem, măi, prin piață, m-am dus, cumpăr carne, și parcă pe mesă, în loc de carne, trebuie de bărbat. Mai mare 150, încă mai mari 200, încă mai mari 300. Dar moșneagul, ei, ha. Dar medicare era, ha, deși e de 400, așa-i? Ii, dă-te de ce că tăle erau 3 la leu. Ii, s-o nerva moșneagul, s-o culcat. O șe supărat vă 3 zile, o uitat de asta. Într-o seară, moșneagul și-o adus aminte și dă să o amăjească și el pe dânsa. Când răcânește odată, baba se trezește din somn. Și mai cu tine, mai, mai trezit, mai, și te-ai spăriat, ce cu tine? Ofa, babă, mă tind că-i să mori, că-i gata. Dar și, ce s-a întâmplat? Am gesat un ges rău, Doamne, feriește. Dar ce-i sată? Ei, parcă m-am dus pe deal să strâng niște miere și am văzut un copac mare, mare. Când mă uit așa atent, dar parcă nu era de miere, dar era parcă un brad frumos cu jucărele. M-am apropiat să iei o jucărică și când mă uit, în loc de jucărele, trebuie de femei. Jos erau așa, știi, mai mari, mărișoare, pe la mijloc era așa mai mici de ele. Mai în vârf era încă mai miteluț așa. Dar baba, ei, dar mă tind că mie era și care din vârf, așa-i? Care din vârful bradului. Dă-te dracului că într-a ta crește bradul. Merge o babă prin spital și tot se uita într-un cabinet, se uita într-altul, că ta nu știu ce. Se întâlnește cu un medic într-un halat alb. Auzi, matale, să mă scuz, îți poate o întrebare? Da, mătușă, întreabă, mă rău de că mă grăghesc. Spune, matale întâmplător, nu ești zubnicu? Nu, mătușă, așa se grează plima matale, eu spis diucu. Să duce o padrugă la doctor, la ginecolog, și începe a povesti că ea că are dureri, o doare acolo, e chiar acolo. Da, doctor, ea că drept acolo mă doare și nu știu ce să fac. Și iaca a venit la matale. Bun, o sui doctorul pe capră, și îmbracă mănușile, vă rămână așa-o treabă. Aici? Nu mai încolo, doctore. Aici? Dar nu vă rămână până la cot. Nu mai încolo, doctore. E dar pe unii, damă, că ajungi până la umăr, damă. Aici? Da, doctor, iaca acolo mă doare. Așa ești de proastfa. Nu puteai deodată spui că ți-e dor gălcele. Thank you.